Hei, salutări tuturor și bine v-am găsit aici la marea finală Europa League, exact, un nou episod nebun din cariera cu Wolverhampton. Ia să vedem din nou drumul pe care l-am petrecut noi aici până în marea finală Europa League. Bun, deci dacă intrăm aici pe tables, se vede așa clar. Vedem prima oară partea cu United-ul. Deci Villarreal a trecut mai departe acolo de aia de la Moscova, Spartak, nu contează. Bayernul trece mai departe de Albion și după aceea, desigur, Bayernul trece mai departe de Villarreal. Aici, în cealaltă parte, United trece de Frankfurt, și nu știu ce echipă aia. În Germania, aici Lille trece mai departe de CSKA și United-ul trece mai departe de Lille. Și aici, surpriza surprizelor este că, desigur, United-ul a trecut mai departe de Bayern München sau München sau Munich sau cum Franța exprimarea. Bun! În cealaltă direcție, vedem aici Wolverhampton, am trecut mai departe de Juventus acolo, 2-2, am trecut cu mare noroc și aici Valencia trece mai departe de Nice, unde desigur este Ben Arfa care a dat o tonă de goluri. Aici noi am trecut mai departe de Valencia în două meciuri absolut superbe, merită văzute meciurile alea. Și în cealaltă parte, Beşiktaş trece mai departe de Feyenoord, Arsenal trece mai departe. Parte de Trabzonspor sau Terek sau cine e echipa aia. Așa, după aceea Arsenal trece mai departe de Beşiktaş și după aceea desigur am avut un meci absolut nebun împotriva celor de la Arsenal care l-am câștigat și aici este marea finală Europa League, Wolverhampton versus Manchester United. Nebunie de meci, nebunie totală. Va fi un meci superb, superb de-a dreptul, deci hai să-i dăm bătaie și sper eu să câștig. Bun, meci aici de meci, cum și ziceam la începutul videoului. Marea finală Europa League aici. Doamne. Aoleo, stadion Mestaia, what? Ok, interesant stadion unde are loc finala. E frumos oricum. Ia să vedem aici foarte bine. Ai, Sterling, acolo, ia United-ul și o cam băgat autocarul în poartă. Clasic Mourinho. De Gea în poartă. Hai, ce mi-aș fi dorit să fie la Valdes. Mamă, era Valdes, era victorie clară. Dar acum, va fi interesant să vedem. Până acum am reușit să scot multe victorii versus United, deci totuși dacă ne uităm în campionat, am așa un istoric bun împotriva celor de la United, dar dacă ne uităm la ultimul meci jucat împotriva celor de la United, în respectiv cupa aia FA Cup, bă, United ne-a bătut, nu rău, dar totuși ne-a bătut și da, deci poate să fie o surpriză, poate să fie un lucru clar să câștigăm noi, dar totul depinde de mine, cât de bine mă joc și mă concentrez aici la meci, dar totodată și echipa adversă contează mult. Fellaini cu freza lui, ce... un pic ținta o greșit-o, dar totuși o dat-o bine. Grijă mare de acum atacă și United-ul. Ia-l-ai, mă! Nici bine 4 minute sau cât dracu! Ia l-ai bă pe Sterling. Ai bă că mi-aș pic sunt maneta asta. Așa, stai, așa. Yeah, Sterling! Revedem din nou aici pe Stanciu. Stanciu într-o poziție superbă. Bă, ce pasă, mă! Bă, ce pasă ala Stanciu. Degeaba, mă. Stanciu și pasle. Ia, mă, craci! Bă, i-am dat craci la ala. LOL, i-am dat craci. Bă, dar de fapt ar fi trebuit să fie autogol totuși. În sensul în care... i-am șutat-o cu Sterling, De Gea a fost pe țintă, chestia este că la care am dat crash, nu știu, blind sau cine a fost, cu gamba, un pic o deviat mingea în cealaltă direcție, ați observat, mai mult ca sigur, hai să fim sinceri, să fim pe felie, golul gol, totuși golul gol, am dat gol, am dat crash. Amu că m-a ajutat și el puțin, i-a deviat mingea în poartă și tăte cele, da, e partea a doua, da. Băi, victorie, golul gol, Sterling a dat golul, eu am dat golul, hei, suntem cu un pas mai aproape, Oxford, băi, ce era să fac aici Oxford, incredibil Oxford ăsta, mă, l-am adus aici la echipă, nici nu știu, i-am dat 1 milion de euro pe el, poate și mai puțin de 1 milion de euro sau 1 milion de euro am dat pe el, nici nu mai știu, oricum în jurul prețului ăla, în jur de 1 milion de euro am dat pe el. Plus sau minus câțiva bani mai contează. Vedem de fapt poate la final la statistici cât am dat pe el. Și acum bă cât e de bun Oxford mă. Și degeaba mă știe apăra, știe face treabă. Nu s-a accentat
foarte puțin deodată, dar accidentarea de aia de gen câteva zile, 7 zile, foarte bine s-a ținut, dar mai ales Christensen chiar a fost și este un transfer foarte reușit aici în apărare, dar totuși în perioada următoare de transferuri care urmează, desigur în sezonul viitor, o să trească neapărat să-mi întăresc apărarea, chiar dacă îmi place apărarea de acum, trebuie să o întăresc și mai și, în sensul în care desigur visăm la Champions League și în Champions League dăm de echipe și mai grele, unde chiar avem nevoie de apărare. Dacă ne vine Ronaldo și Aubameyang, având în vedere că le-am luat liber de contract și sper să nu fie ceva bug cum era în FIFA 15, în FIFA 15 erau niște bug-uri că dacă luai niște jucători liberi de contract, respectivii jucători nu-ți vineau la echipă. Era foarte ciudat bug-ul ăla. Bă, nu-ți vineau jucători la echipă, dar îți apăreau acolo la contracte, știi? Deci, practic, tu le plăteai salarul, contractul și toate cele, dar jucătorul era la altă echipă. Foarte bizar. A, da, deci, cum ziceam, m-am prins acolo tusle. Deci, cum ziceam, dacă ne vine Ronaldo și Aubameyang și l-avem și pe Sterling, să zicem că atacul chiar este de nota 10, mijlocul iarăzi, Renato Sanchez, Tielemans, ăștia doi sunt foarte buni ca și CM. Poziția de cam încă rămâne cu semnul întrebării dacă rămâne Stanciu sau dacă vom face noi un transfer. Dar neapărat apărarea. Wow! United-ul egalează! Hopa, Penelopa, United-ul nu se lasă! Ne egalează aici United-ul, minutul 41, ia ce frumos a dat aici Rooney. Oai de capul meu, i-o plasat atât de bine la Young. Ai, deja mă, Rooney. Foarte bine i-o plasat-o acolo la Young. Și asta cred că e un fel de a zice și din partea voastră că taci bă, boule, nu povestea acum de chestii de genul acesta când urmează ea, bă, joci cea mai important match al tău, finala Europa League. Și da, aveți dreptate, hai să vedem. Renato Sanchez acolo, foarte... Aia e pressing-ul ăla, n-a avut ce-i face Renato. Opa, termină aici prima repriză. Bă, egalat United-ul, să-mi dau palme. Am zis eu că o să fie un match interesant ăsta cu United. Deci, da, grijă mare, concentrare și mai mare și dă, Doamne, să câștigăm acest match. Nu! Rooney! Șansă colosală aici înainte de pauză. Hai de capul meu și ce fain e stadion. Lol, ce schimbări. Eu îl scot afară pe Menike și îl bag pe Niang și îl scot pe Torres și îl bag pe Cojucaru. Între timp la United îl scoate pe Wayne Rooney și îl bagă pe Lewandowski. Deci, da, mi se pare foarte corect și cinstit. Oh, Stanciu! Ai multă! Ce șansă! Dar am mai avut vreo 4 șuturi bune. Bă, dar tot non-stop, toate mă, mi le-au apărat De Gea, mă. Degeaba, mă, De Gea ăsta e criminal, e criminal de-a dreptul. Dar, na, ce să și faci, aia trebuie să fie criminal, e unul dintre cei mai buni portari. Aaa, nu, ai, bugă mea, și prea tare am dat-o. Deja simt meciul, e intens rău de tot. Nu prea aș vrea să mă duc la extra timp împotriva celor de la United, având în vedere că, na, jucătorii mei clasic se obosesc foarte repede și, na... Nu cred că am rezistat și de mult, mai ales la penaltiuri, nu vreau. Nu vreau să fie un duel între Mocanu și De Gea, că mi-e teamă că Mocanu mai mult ca sigur o să piardă. Ies de mai aici Stanciu, bun la Renato Sanchez, nu ne grăbim încă. Acum, ok, offside, mânca mi-ai pula! Trebuie să schimb pe Stanciu, n-avem ce face, Stanciu e foarte obosit, îl bag acolo pe Cook. Și cam asta a fost cu schimbările, intră Cook aici în locul lui Stanciu, că e prea obosit Stanciu, degeaba nu mi-e de folos așa de obosit. Iar să vedem, tensiune mare, bag acolo ultra-attacking. Hai băieți, hai că se poate, hai că știu eu că se poate. Pasăm aici, Renato Sanchez, bun, aici la Cojocaru, stopul e bun, trece Cojocaru! Cojocaru! Iar apără De Gea, mânca mea curu și Niang! Nu! Hai mă! Golul este anulat, incredibil așa ceva, golul meu este anulat aici că handicapatul de Niang a stat în offside. Incredibil și am dat gol mă și a fost anulat mă. Incredibil mă. Am dat și eu un gol și a fost anulat. Oh, Niang!
Niang este, mă! Niang nu se lasă, nu se lasă și mai dă un gol aici, Niang. Bravo, Niang! Minutul 89. Minutul 89 la propriu, ultimul minut aici. Dăm gol cu, cu Niang în poarta lui De Gea. Incredibil așa ceva. Ce se întâmplă în meciul ăsta? Hai de capul meu, l-am trăit, bă, până pe marginea... Pe marginea prăpastiei am stat aici la propriu în acest meci și iacătă că am dat aici golul în ultimul minut, dar grijă mare și United-ul atac aici. O, Mocanu, bravo. Nu, eu trag de timp, stai un pic. Ce nu mă port, ce nu mă joc, să tragă de timp. Și câștigăm! Hey! Câștigăm Europa League, bă! Bă, nebunilor, câștigăm Europa League! Europa League, bă! Perfect, marea finală, câștigăm aici Europa League, mă, incredibil, n-aș fi crezut că o să se întâmple așa ceva, incredibil, când am văzut acolo când a egalat Ashley Young, am zis, bă, stai un pic, meciul ăsta o să fie mai greu decât credeam, credeam că o să fie gata, bă, când am văzut golul ăla, așa pe egal, și după aceea cum ataca United-ul și eu, de-abia țineam față, ai de capul meu, ce răsturnare de situație. Și aici Buffarini din nou va ridica cupa. Buffarini, săracul bea, a venit din Argentina. Naiba și unghi la San Lorenzo l-am adus și iată l-am ridicat a doua cupă în viața lui, cred că. Bun, ia-și dăm cupa Europa League aici, este mânată lui Buffarini. Europa League, yay! Prima cupă importantă. Este acum în vestiarul nostru. Cupa Europa League a fost cucerită aici de către cei de la Wolverhampton. Dumnezeule, Wolverhampton, campionii Europei aici, peste cei de la United. Am avut și noroc de anumite meciuri când am prins, mai ales aici pe final, că United-ul a bătut FC Bayern-ul. Dacă trebuia să fac finala cu Bayern-ul, cred că ieșea cam altfel. Dar iacătă că câștigăm aici Europa League și acum tot cine mai stă în cale este desigur Chelsea să termină pe primul loc. Și după aceea, următoarea țintă va fi desigur Champions League-ul. Dar până atunci ne bucurăm aici de Europa League. Incredibil așa ceva, vedem și un joc de artificii absolut superb. Câștigăm aici Europa League. Bă, câștigăm Europa League, câștigăm Europa League, este, mă! Bă, să aduc echipa asta care vai de capul ei, primul sezon în BPL, mai știți bine că unii mi-a și zis, bă, dar tu nu știi juca, că ai turnat pe mijloc și nu știu ce și nu știu cum. Și uită-te, mă, nene, mă, acum, mă, rupt tot. Tot am rupt. Tot am rupt. Bun, acum avem aici niște meciuri de simulat. Avem meciul ăsta versus Albion, aici, acolo și Chelsea. Hopa, Chelsea la diferență de un singur punct de noi, deci am avea nevoie de multe victorii aici. Deci hai să ne concentrăm și dai de norocul de partea noastră și câștigăm și meciurile astea. Deci, cum ziceam, hai, da de norocul de partea noastră. Și nu este așa 50-50, 1-1 și s-a accidentat Christensen. Asta nu-i tare bine dacă s-a accidentat Christensen. Totuși ne vin banii, i-am câștigat Europa League și am câștigat 6.500.000 de euro. Nu-i tocmai mult, având în vedere ce transfer am mai făcut și ce transfer vreau să fac, dar nu comentez, este ok, este acceptabil, acceptăm orice bănuț, este binevenit la noi aici la club. Acceptăm cu cea mai mare plăcere orice bănuț. Bun, ia-mă deja ușor. Bă, stai un pic, cred că toți sunt. Da, mă, ia-mă, toți de-a mult de la training sunt jucători de-a mei de la pepenieră. Na, asta da, ia ce frumos se vedea, mă. Ha? Super. Ia-mă și Mocanu imediat face overall 80, mă. Ia-mă, am o să facă 78. O să mai avem unul până la 79 și apoi dintr-o dată, bă, e 80. Ai, cât de tare. Da, asta da, chiar vreau să-l văd pe Mocanu la 80 overall. Hei, cred că e nebunie. Bun, ia să vedem jucătorii noștri ăștia. Deci, acum, desigur, Costin de-abia l-am pus la antrenament. Aia de deja a crescut cota, costă 8% la 375 de euro. Mocanu valorează 11 milioane de euro, a crescut cota cu 450%, dar gândiți-vă la asta, chestia este că eu aș putea să cer și 20 de milioane pe el, dacă am primit 20 de milioane de euro, 20 de milioane de euro am primit pe cojocar de la Barcelona și că nu avea tocmai potențialul ăsta, deci totuși, e ceva,
Ala și pe Raheem Sterling, 37 de milioane și l-am luat cu 29 și am uit 37, hai de capul meu. Deci asta să vedem aici cu Stanciu, să vedem și cu Stanciu ce va fi, dacă reușim să îl păstrăm la echipă sau nu. Deci mare atenție acolo, Young Scout Available, așa, ok. Nu, opa, 94, ar putea fi bun, așa. Iui, stai, a fost finala BPL. A câștigat BPL-ul, bă! What? Așa repede a fost finala? Nici n-am știut, m-am crezut că mai am câteva meciuri. Nu știu de ce m-am gândit la asta. Incredibil, ăla a fost ultimul meci, mă puteam juca, mă. Nu se poate, Chelsea, mă! Ai, fut pe naiba, trebuie să joc ultimul meci, trebuie să joc, fuck! Trebuia să joc ultimul meci, se pare că egalul ăla cu Albion nu ne-a prins bine și Chelsea ne-a luat înainte și a terminat ea pe locul numărul 1. Dar, într-un fel de încolo, practic ia câți bani au intrat, ne-au intrat niște bani aici că am reușit să termin pe locul 2 în BPL și când termin pe locul 2 îți vin bani. Și ce contează amul BPL-ul? Contează Europa League și Champions League-ul, astea două sunt cele mai importante pentru mine în momentul actual. Deci hai să facem aici desigur asta de evoluții și atunci o să urmeze desigur videoul ăla clasic de statistici, așa de final de sezon, că aia imediat o să fie finalul. Așa, și totodată să vedem și cu juniorii, că acum desigur îmi place mie de obicei să văd de juniori care mai vin la echipă și care nu. Traustar sunt desigur zice iarăși în legătură cu salariul său și totodată și Facuma Sacu sau, mă rog, Facu, stai că mânită mamu. Tati, nu știu ce vreau să zic, Fuca, așa, Fuca Masoku, bun, așa, m-am corectat, vă rog frumos. Bun, deci Masoku dorește 80.000 de euro, o tonă de bani, dar ei, îi dau atâția bani, dar dracule, avem bani unde cheltuie astăzi. Problema este desigur că oricum posibil să-l schimb pe Masoku, deci nu-i stres, deci mai degrabă extind contract, tiki-taka și după aceea da de roșie să-l vând pe mai mulți bani. Ok, îi mai ofer încă un contract lui Stanciu pentru că îl doresc pe Stanciu, îl doresc să rămână la echipa noastră desigur. Totodată o să fie o întrebare cu Traustason că nu vreau să-i ofer chiar așa de mulți bani, chiar dacă îmi place mult de Traustason și am făcut așa o mică istorie cu el, cu islandezul nostru, dar totuși deja vreau un salar foarte mare, așa mai degrabă îl voi băga pe Movilă în locul său, știți că bicetă timpul bani pe Traustason, de am încolo să-l bag pe Movilă gen. Și așa mai degrabă iau alt jucător, fie de la pepenieră sau ceva, știi? Și, am rezolvat treaba. Bun, Masoku accept acolo. Ia, Stanciu rămâne, Stanciu rămâne, Stanciu. Bun, Stanciu rămâne la noi la club, asta este o veste superbă aici pe final de episod. Stanciu rămâne aici la Wolverhampton, semnează contractul, un salar colosal pentru românul nostru, dar totuși merită fiecare cent, fiecare bănuț. Și aici este în acest episod nebun din care cu Wolverhampton și holy shit, cât de tare poate fi asta. Bun, deci cam aici se oprește videoul, sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat și sigur ne auzim pe data viitoare, urmează videoul cu statistici, care cred că de-abia l-a așteptat și chiar și eu, că nici nu m-am uitat, îmi place așa să lăs o surpriză, să văd și eu așa cum evoluează jucătorii, și ca și bani, și partea financiară, dar și partea însăși de fotbal. Bun, hai, ne auzim pe data viitoare, nu uitați de like, hai să strângem 500 de like-uri, ar fi genial și da, numai bine, bye bye!